3,31% rata șomajului în județul Vâlcea. La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5.277 șomeri, din care 2.575 femei, rata șomajului fiind de 3,31% din totalul persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1.694 erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar 3.583 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.285 șomeri provin din mediul rural și restul din cel urban. De asemenea, în luna septembrie, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă sub 25 de ani, respectiv 1.380 de persoane între 40 și 49 de ani, 1.219 persoane, iar între 50 și 55 de ani, 909 persoane. În funcție de nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în rândul șomerilor o au persoanele cu studii gimnaziale, școală profesională sau fără studii, 52%, în timp ce șomerii cu studii liceale sau post-liceale reprezintă 41% și doar 7% au absolvit o facultate, precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea, Liviu Cochirlea. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă astfel: 18% persoane foarte greu ocupabile, 68% greu ocupabile, 7% mediu ocupabile, iar 7% sunt persoane ușor ocupabile, mai precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.